Întrebarea este următoarea. Curaj, nebunie sau calea corectă? Originar din Bucovina. Hai să vă povestesc. Acești doi tineri pe care o să-i vedeți aici și îi vedeți de fapt în spatele meu. Bă, deci ăștia doi tineri și-au vândut apartamentul din București și-au plecat în aventura vieților peste mări și țări. Însă, acum aterizează aici la emisiune. Deci oamenii și-au vândut casa, apartamentul, da? Și-au început să călătorească. Andreea și Ionuț Chiperi. Să vină. Sărut mâna. Soț și soție. Perfect. Mulțumesc. Din partea noastră, direct din Bali. Imagine. Din Bali. Și o cafea aluac. Aluac? Asta e aia de maimuță? Da. Specială. Asta e o cafea, oameni buni, făcută din pupu de maimuță. Exact. Și este una dintre cele mai scumpe cafele din lume. Da, e cea mai scumpă cafea din lume. Mai citim și noi, că doar asta este emisiunea noastră, să citim, uitați. Perfect. Acum pentru cafeluța asta puteți să dați și o dedicație, dacă vreți, pentru prietenii din Bali, cei care vă urmăresc pe Pro TV Internațional. Pentru abonații noștri de pe YouTube. YouTube. Cum da. Sunteți pe YouTube? Hai Hui în 2. Hai Hui în 2. Cum? Hai Hui în 2. Hai Hui în 2? Hai Hui în 2, da. Hai Hui în 2, a luat un loc aici, că avem de discutat. Deci voi, doi oameni, aici. Din Bucovina. Aici, veniți aici, okay. Doamna Andreea. Andreea, ia uite aici. Cum a prins ea soarele în mână, bă, frățiorule, bă. Și aici, tu când prindeai soarele, uite, fii atent. Când ai făcut poza asta aici la Singapore sau unde erai? La Kuala Lumpur. La Kuala Lumpur, ne luăm din asta. Fii atent, când ai făcut fix poza asta, eu eram în pasaj la obor. Aici, la poza asta, mi-a cam abia trebuie să-mi depar, Băcăresc, cu 4 ore am stat în trafic. De asta am fugit. Ciucă! Aici, când ne-am ieșit noi la mici, la obor, ia uite, tu, unde erau ei. Asta e. O mică diferență. Ne-am gândit tot timpul la cei rămași acasă și la... Da, toți tinerii de gândit la când erați voi pe plajă, sigur doar la asta v-ați gândit. Exact. Deci întrebarea e foarte simplă ca să înțeleagă și cei de acasă. Deci voi v-ați vândut apartamentul din București, da? Da. Corect. Deci voi stăteați în Bucovina și aveați apartament aici? Nu, locuiam în București. Deci locuiați în Bucovina. Câte camere? Trei camere unde? În Berceni. Trei camere în Berceni. Uh-huh. Etajul? Parter. Deci parter, Berceni, trei camere, aproape de metrou? Relativ. Relativ, perfect, acolo. Și l-ați vândut, da? Da, l-am vândut. Cât ați dat el? Cât mai e? Adică, nu de unde exact cât am dat. Pentru exact că, da, cât noi ați dat? Exact cât ați vândut, știu. Noi l-am luat prin credit și atunci... A fost cu credit, nu? Cu credit, da. A, perfect. Și era un fel de povară pentru noi. Cam cât era? 50.000, 60.000, ceva de genul ăsta. Dar fiind cu credit, cu toată povestea. Cam așa, da. Bă, și voi ce ați zis? Vindem ăsta și călătorim? Plecăm cu banii de apartament. Îmi vine să vă îmbrățișez, deci nu vine să cred. Noi am stins creditul, asta e și ideea, trebuie să lămurim pe acest aspect. Deci stai, mi-ați vândut apartamentul, ați achitat creditul la bancă și cu ce ați rămas, ați plecat? Păi n-am rămas cu nimic, practic, pentru că am achitat creditul și... Păi de unde bani, cu ce ați plecat? Păi asta e, de fapt, cireașa de pe tort. Noi ne-am luat un an sabatic. Eu mi-am luat un an sabatic de la job și între adică pauză timp de la avem, serviciu, da? Da, avem și colaborări remote care susțin călătoria aceasta. Aha. Și ați hotărât să plecați un an? Un an de zile, da. Tu lucrai, adică presupun că aveai salariu, carte de muncă, exact, bonuri de masă? Exact, chiar aveam bonuri de masă, un job stabil de 10 ani la aceeași companie, pe același job. De 10 job. Ani la aceeași companie? Da. Salariu exact. Bun? Da. Salariu bun, bonuri de masă, exact, exact. Cum ziceam tot. Un loc călduț. Te duceai dimineața, te întorceai seara, trafic, da. București, exact, agitație. Bucurie. Pe nordul lui lucrai? La multinaționale? Nu, lucram în Berceni. Aproape eram de casă. Aproape de casă, da. Pentru el era mai tu greu. Ce făceai cu viața ta? Te rog frumos. Și eu lucram de foarte mult timp în media, mai în exact media? În social media, da. Și? Ce ai zis? Și am zis să iau o pauză, adică făceam foarte mult timp, petreceam foarte mult timp în trafic, de acasă până la birou. Și acest lucru m-a făcut să iau o pauză. Perfect. N-am înțeles soția. Și oameni priviți pe oamenii ăștia care practic ați aflat. Deci aveau apartament cu credit, au vândut apartamentul, au închis creditul, apoi s-au dus la serviciu, au zis, noi știți ce, un an plecăm în lumea asta, liberă, și ați plecat, tată, să călătoriți. Exact. Absolut. Și care a fost traseul, vă rog frumos, cum ați plecat voi de la Gara de Nord? N-am plecat de la Gara de Nord. De la Otopeni. Am plecat direct în Bali. Noi mai fuseserăm în Bali în urmă cu 2 ani. De fapt, Bali a fost și locul care ne-a schimbat nouă viața. Atunci ne-am dat seama că vrem să trăim altfel, că duceam o viață pe pilot automat și atunci
am zis hai să facem pasul acesta pentru că ne doream de foarte mult timp să călătorim, să ne dedicăm întregul timp călătoriilor. De fapt, asta era pasiunea noastră. Da, am plecat în Bali, unde am petrecut o lună, apoi în Thailanda, 2 săptămâni și apoi câte o lună în Vietnam, Cambodgia, Sri Lanka, Malaezia, Filipine. Am înțeles, dar arată senzațional imaginile astea și m-aș gândi că costă niște zeci de mii de euro ca să poți să-ți permiți așa ceva. Nu e adevărat. Tocmai prin proiectul nostru de travel, Haihuin 2, noi demontăm acest mit. Da, asta conform... îmi place, la noi toată lumea demontează mitul. Doctorii, da. Doctorul se ia cu mit toți busters la trântă. Exact. Voi cu doctor aici demontăm mituri. Și noi, pe vremea când locuiam în Berceni, aveam impresia că e foarte scump să călătorești, atunci... Dar zborul e scump, asta e adevărul. Dar asta, dacă vânezi când trebuie... Trebuie să vânezi ofertele, da, într-adevăr. Vânezi ofertele și atunci e destul de accesibil. Noi, după fiecare experiență pe care am avut-o în fiecare țară, postăm pe YouTube un video, un clip în care explicăm câți bani am cheltuit. Păi ziceți cum e canalul de YouTube, că să mai zicem cu o dată Haihuin 2, Haihuin 2, unde trebuie să dea lumea subscribe și să vadă toate aventurile voastre. Practic, dacă oamenii vizionează tot ce faceți voi acolo, mai puteți să vă cumpărați un bilet de avion pentru următoarea exact destinație. Exact. Pe ei informați cu ce se întâmplă și așa merge viața exact înainte. Exact, exact. Hai de capul meu, uite cum au fost oamenii ăștia, bravo. Aici e... Ciucă! Da! Ciucă, să știți, oameni buni, că a fost, o să vă arătăm, a fost cu Nicolei, n-au avut ieri de colindat prin oraș. Bă, fii atent, facem afacere. Vindem apartamentul tău și plecăm amândoi. Ce facem? Apartamentul tău. Așa. Și plecăm, uite, pe aici, prin Bali, ne luăm câmpii, Thailanda, Sri Lanka. Păi n-ajungem departe cu banii pe apartamentul meu. Mai bine vindem casa ta aia. Adică cu al meu... Da, bă, dar eu am copii, trebuie să le las la copii ceva. Cu al meu călătorim maxim prin Europa, adică... Păi rămânem în Europa. Da. Mergem la nisipurile de aur. Da, exact. Tu ne-ai auzit, bă, oamenii ăștia au călătorit în Bali, în Sri Lanka, în Indonezia, Malaezia și așa mai departe și nu i-a costat o avere. Da, ce apartament ați avut? Nu vă spălați. Trei camere, Berceni, parter. Și luat prin credit. Și luat prin credit, au achitat și creditul, au renunțat la serviciu. Ce o să înțelegi? Vreau să vorbim puțin după emisiune. Vorbim după emisiune, am impresia că noi, Ciucă, suntem orientați greșit. Adică... Anunță și tu la televizor că am un apartament de vânzare. Uite, vreau să le spun ceva. Mi-a plăcut din toată discuția asta. Ai zis un lucru pe care poate și cei de acasă îl simt, dar nu știu să pună stop. Ai zis că eram pe pilot automat. Exact. Adică asta simt și eu de foarte multe ori, că eu sunt pe pilot automat și că nu mai ai timp de absolut nimic și sunt convins că și foarte mulți oameni simt treaba asta. Exact, exact așa eram și noi. Dimineața ne trezeam, eram într-o rutină de luni până vineri, așteptam să vină ora 5 să plecăm de la birou, așteptam să vină weekendul, să putem trăi cu adevărat practică. Și vreau să vă întreb altceva. Părinții ce au zis, rudele? N-au zis, bă, sunteți nebuni? Ba da, au zis, au zis. Ai zis, nu s-a ta de muncă la serviciu? Au zis, bineînțeles că și? Le-a fost ușor. Greu să accepte ideea aceasta, dar în timp au înțeles. Au înțeles că asta ne dorim noi cu adevărat. Fericirea noastră e mai presus decât bunurile materiale. Fericirea e mai important ca orice. Uite-te, Ciucă, te machiezi că te vezi la televizor. Nemachiat nu puteai să te vezi. Păi am venit târziu. Și machiază, bă, nene, bă. Deci Ciucă a devenit mai vedetă decât vedetele, credeți-mă. Tu vezi, bă, imaginele astea, Ciucă? Da. Tu vezi papa aia cât de limpede? Am văzut, păi eu am montat. Tu vezi norii aia cât de clar sunt? I-am văzut. M-am umplut de nervi mai devreme. Pe uite te aici, leagă-n ăsta cum... Teo, dă-te mă că vrea să mă filmez. Ia uite-te. Uite-te și tu, vezi? Ia uite-te, a? Că tu și filmezi bine și montezi, ai drona aia ta, facem un filmuleț amândoi. Uite-te aici. Mamă, uite, bă, dă-le încolo de imagini, zici că sunt... De la de-am văzut eu în filmele americane. Ciucă... Ce să, nu mai zic nimic. Avem o rugăminte, dacă se poate, avem un apart, zi unde ai repede. Floreasca, lup. Cum? Floreasca, lup. Zonă bună. Floreasca, două camere? Oameni buni, dacă vă interesează un apartament de două camere, zona Floreasca, parchet, gresie. Tot. Așa, termopan. Tot. Faianță, tot. Tot. Perfect, ușă metalică, cu siguranță. Îl dăm mobilat. Îl dăm mobilat, vă rog frumos, trimiteți-l la maruta@prodv.ro. Ciucă de luni plecăm, dacă îl vindem. Cât vrei pe el? Ne gândim, negociem. Pot să zic acum. Zi-mă, zici că cât... Trebuie să ne uităm să vedem care... Cât mai e în bloc? Piața. Cât e prețul zonei? E scump acolo. Cât e? 150.000. Uaaa. Negociabil. A crescut prețul de când apare la televizor. Ce crezi?
Și acum v-ați întors la muncă? A terminat anul sabatic? Ne-am întors în România, dar nu ne întoarcem la muncă. Deci nu vă întoarceți la muncă? Ne mai luăm un an sabatic. Încă unul. Iar plecați? Iar plecăm. Și unde plecați? Plecăm în America Centrală și în America de Sud. Asta e o surpriză pentru toată lumea. Înseamnă că povestea asta voastră, unde și filmați și postați pe YouTube, vă ajută să vă... Pardon, să vă și întrețineți, că m-a apucat și cu sughițuri. Să vă și întrețineți, nu? Da, ne ajută, ușor, da. Mai avem și colaborări. Păi când ieșiți la pensie, de unde luați pensie? Asta e doar o perioadă. Vezi? Urmează și un moment. Probabil că o să ne liniștim. Indonezia. Vă mulțumesc mult de tot, să știți că sunteți foarte mișto. Bravo, vouă, felicitări. Căutați-i pe Instagram, pe YouTube, pe Facebook. Căutați-i peste tot. Hai hui în doi. Da, hai hui în doi. Și în trei când o să fie? Mai așteptăm. Ce mai așteptați? Mai așteptăm. Câțiva ani. Mai călătorim puțin. Câțiva ani? Da. Câți ani ai tu? 32. Mulți înainte? Tu? 33. Mulți înainte. Eu zic că nu mai așteptați mult. Puteți să faceți și hai hui în trei. Putem, da. Schimbăm denumirea canalului. Exact. Vă mulțumesc mult că ați venit. Mulțumim și noi. Toate cele bune. Mulțumim. Vă așteptăm, Doamne ajută. Da. Avem o rugăminte către toți telespectatorii. Ați înțeles ce trebuie să faceți? Vindeți apartamente, case, terenuri și plecați hai hui. Nicolina, ai apărut și tu azi la serviciu la ora asta? A venit și Nicolina. Stare că are și Nicolina apartament. Are. Tu unde l-ai de vânzare? Are casă. La Chiajna, casa aia de la Chiajna. Da. Frumoasă am fost eu. Și? Curte. Grătar. Și? Curte, grătar. Deci vindeți o casă la Chiajna, oameni buni. O să... Ai pisică, mă, bă, asta vă spun ceva, dragi telespectatori. Deci vreau să intrați pe... Hai, vino un pic, Nicolina, încoace. Deci dacă vreți să intrați pe Instagram la colegul meu, Daniel Nicolina, să-i dați un follow, o să vedeți că pune tot felul de story-uri cu pisica lui. Are o pisică. Motan. Da. Îi mănâncă pâinea, îi dă cu pâinea pe jos, îi dă cu pasta de dinți pe jos. Adică cum e Sani, câine rău, dar are emisiune la noi, mâine poimine și motanul lui Nicolai n-o să aibă rubrica aici. Cum îl cheamă? Tomi din Tom și Jerry. Tomi din Tom și Jerry. Deci intrați pe Daniel Nicolai, acum dați follow! Instagram. Pe Instagram. Da. De Instagramul meu n-ai mai zis nimic. Lasă, bă, Ciucă, că abia ne mai apropiem de tine. Lasă, să crește și noi pe ăștia mici. Ești avion tu. Da, mă, eu toată ziua zic de toate Instagramele. Păi ia să vedeți pe Instagramul meu, pe Cătălin Măruță. Fac niște story-uri cu Eva, care mă scoate din sărit în fiecare zi, Eva. A, și doctorul Instagram. Da, păi am zis de doctor. Am zis de doctor. Doctore, s-a rezolvat data viitoare, spune mai mult, asta e.